Vairinen. Cups a recuperat posesia. Vairinen. Mai departe pentru Gabriel Bispo. Intră în careu, șutează și este 1-0 pentru Cups. Gabriel Bispo este cel care marchează. Jucătorul brazilian al echipei finlandeze deschide scorul. Totul s-a început de la acea minge pierdută sau la care nu a ajuns Vitu Samogui. Vairinen a pasat și Gabriel Bispo marchează cu o execuție la colțul scurt la care nu poate să intervină Emil Tâmbur. 1-0. A fost marcat de Gabriel Bispo dos Santos, numărul 9. A pus zidul la distanța regulamentară, urmează o centrare, lovitură de cap și este gol! Marchează Radu Gânsari, 1-1. Iată că am simțit, prieteni, golul plutea în aer. Haimil Sami, 1-1, egalează Radu Gânsar și nu se bucură foarte mult pentru că este cumva logic, vrea să aducă mingea cât mai repede la centrul terenului, însă 1-1 este scorul în acest moment, Radu Gânsar restabilește egalitatea. 1-1, deja moralul este mai ridicat pentru că a evoluat în faza play-off a ligii Europei și este 2-1 pentru Cups Kuopio. Fază fixă și marchează finlandezii. Din corner a venit acest al doilea gol marcat de elevii lui Simo Valakari. O să vedem la reluare cine este autorul acestui gol. Poate fi și un autogol. Poate fi autogolul lui Radu Gânsari. Letonia. 4-2 pentru Letonia la Chișinău. Balonul la Vairinen. O centrare. Lovitură de cap pe lângă. Aproape de golul Toivomaki. Thomas Dahlström se descurcă excelent, Seba Dahlström. Urmează o centrare, pericol la poarta lui Milsami și își salvează echipa la o fază periculoasă. Din nou revedem aceste pătrunderi și Igor Bond, Hamalainen, sunt finlandezi 100%. O țară cu tradiții în hocheiul pe gheață. Din nou Cups, aproape de gol. Aruncare de la margine, repune Meitinen. Meitinen, foarte bun în această partidă, Meitinen. Saltă mingea peste Emil Tâmbur și este 3-1. Marchează Carilio pentru 3-1. Și zarurile sunt practic aruncate. Cups Kuopio se va califica în turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor, unde va întâlni câștigătoarea dintre Liepaja și Young Boys. Mingea săltată peste Emil Tâmbur. Carilio marchează pentru 3-1. Dani Carilio din Venezuela face 3-1 pentru Kuopio. Și în aceste condiții Antoniuc, o centrare a lui Antoniuc, prinde portarul Johannes Kreidl. Deocamdată echipele din România nu pot deschide scorul. Din nou contraatac și este 4-1. Marchează Valencic, jucător care a intrat pe parcursul reprizei a doua.
la colțul scurt acest șut. Nu era offside și Valencic face 4-1. A încercat să închidă unghiul Emil Tâmbur, însă insuficient, este 4-1 pentru Cups. Pasa lui Gabriel Bispo. Îl găsește pe Valencic și este 4-1 pentru Cups. Fluieră finalul acestui meci, arbitrul Trustin Farugia Khan din Malta. Scor final, Milsami Orhei, Cups Cupio 1-4. Și ca să-mi închei gândul, prieteni, iată-i pe cei doi sudamericani, Bispo și Carilio, foarte buni, de asemenea și alături de noi. Nu uitați, sâmbătă și duminică începe o nouă ediție de campionat, așa că fotbalul continuă.